Bună dimineața! Astăzi mă pregătesc, mă duc la muncă și începând de la prânz voi merge să-mi cumpăr ceva de încălțat. M-am gândit să vă iau cu mine să vedem și părerea specialistului să ne povestească puțin despre cum trebuie să ne alegem încălțămintea în funcție de felul în care arătăm, în funcție de constituție, în funcție de kilograme și așa mai departe. Cred că este foarte important, de multe ori și eu nu sunt un specialist în acest domeniu și câteodată vreau să spun că am făcut niște alegeri greșite. Mai am câteva alegeri greșite pe care le țin în dulapul meu. Voi face și acolo o curățenie generală, în curând, sper eu. Dar astăzi vreau să merg să văd ce mai găsesc, ceva nou, ceva frumos, ceva în trend. Și am zis să vă iau cu mine, mă pregătesc, mă aranjez rapid. Beau și cafeaua pentru că sunt așa, pe speed. Da, vreau să vă spun că mi-am făcut sportul de dimineață, mi-am făcut un duș, încă am părul ud, nu știu deocamdată cum mă coafez. Știu doar că îmi voi lua o rochiță lungă, 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 lungă și vaporoasă pentru că afară se anunță în jur de 29-30 de grade, așa că profităm la maxim. Fac rapid machiajul, revin, vă arăt ținuta și mergem la cumpărături. Gata, machiajul, mă duc să mă coafez un pic, nu știu ce să-i fac la păr. E așa între mărimi, a început iar să-mi cadă părul, dar asta nu mai contează. Echiparea, coafarea și la drum. Gata și ținuta. Mi-am luat o pereche de sandăluțe italienești, foarte confortabile. Rochița asta așa. Am o pereche de pantaloni scurți pe dedesubt. Nu plec de acasă fără. Simplu, m-am coafat așa rapid. E foarte vaporoasă și spun eu că este perfectă pentru perioada asta așa călduroasă. Roz, profităm de solduri. Bonjour! Că avem aici tot felul de nebunii. Bună! Așa că avem de unde alege. Mie îmi fac ochii ăștia. Avem reduceri de tot felul, încălțăminte. Așa că vom lua pe rând câte ceva. Voi proba, vă arăt și vouă și vă arăt și ce mi-am cumpărat la final. Au lucruri de foarte bună calitate, să știți. Chiar își merită fiecare cent. Perechea asta e foarte confortabilă. Și iată, astea sunt produsele pe care mi le-am ales să le încerc, așa că să mă așez și mă apuc să probez. Foarte confortabil pantofele ăștia. Pentru perioada de toamnă sunt excelente. Am luat o pereche și pe albastru să încerc, să vedem cum o să fie. Cam astea cred că sunt perechile pe care le păstrez și cu care o să plec acasă. Adică 5 perechi. N-are nimic. Și prețul e destul de drăgălaș. Și poșetele arată bine. Am o privire așa și la colecția care vine toamnă-iarnă. Avem așa piele animal print. Ia uitați-vă ce culori frumoase și ce modele frumoase. Ia uitați-vă aici. Super! Îmi place și stilul ăsta așa
cât încălțămintea e fabricată în Franța. Cel puțin asta din colecția nouă. Ia uitați-vă ce modele frumoase. Un calapot foarte confortabil. De aceea prefer încălțămintea de la ei. Ia uitați-vă. Deci este încălțăminte care se potrivește pentru toată lumea. Elegantă, frumoasă. Aici ne pregătim de mare, de soare. Uite, avem și pentru domn câte ceva. Să nu uităm și pe domn, bineînțeles. Ia uitați-vă ce modele frumoase. Într-adevăr, prețurile sunt destul de piperate, dar în perioada asta de solduri puteți să profitați și să vă luați o pereche de încălțăminte din piele la un preț foarte bun. Ia uitați-vă, nu știu ce frumoși sunt. Mai sport așa. Uite și o geantă pentru weekend. Uite și Adidas bărbătești. Arată bine.